Tulcea se bucură de din ce în ce mai mulți turiști, iar acțiunile dumneavoastră au făcut, printre altele, de ce nu, ca în luna iunie acestui an să vedem o creștere spectaculoasă a numărului celor care au vizitat Delta Dunării și această zonă. Cum vedeți aceste lucruri? Într-adevăr, Asociația de Management, alături de partenerii privați, alături de unitățile administrativ-teritoriale, Consiliul Județean, primăriile, au demarat la începutul acestui an o campanie agresivă de promovare a Deltei Dunării și Dobrogii de Nord. Campanie care a început odată cu organizarea la TTR, la Târgul de Turism al României, la București în februarie, și care a continuat cu evenimente, acțiuni, inclusiv infotripuri, bloggeri, cetățeni străini. Toate aceste acțiuni conduc la o creștere vizibilă a numărului de turiști. Și aici nu doar luna iunie, ci vorbim și de luna mai și luna aprilie. Dacă lunile ianuarie și februarie se observă cam același număr de turiști ca și în 2017, lunile aprilie, mai, iunie se observă un reviriment. Ok, nu vreau să ne asumăm creditul pentru această creștere substanțială a numărului de turiști, pentru că la această creștere se adaugă și vacile de vacanță, evident, care au adus un plus în ceea ce înseamnă prezența turiștilor români în Delta Dunării. Dar ceea ce este important e că avem o creștere pe numărul de turiști străini, ceea ce înseamnă că eforturile pe care le-am depus pentru a aduce un turism sau a promova un turism tradițional cu elemente de multiculturalitate, un turism responsabil, un turism lent, un turism care să asigure prezervarea inclusiv a biodiversității, spunem noi că aceste eforturi sunt încununate de succes, ceea ce spun că vom continua și pe mai departe, conform strategiei pe care ne-am asumat-o, conform planului de măsuri și planului de management pe care l-am asumat la nivelul asociației de management, să putem începe acea construcție care să permită o dezvoltare a turismului în Delta Dunării și Dobrogea de Nord conformă cu frumusețile și elementele naturale de care dispunem. Am mai spus și o repet, turismul în Delta nu este un turism de masă, este un turism responsabil, este un turism lent, un turism de natură, de vizitare și context în care aceste elemente de tradiție, de multiculturalitate, se îmbină perfect cu natura și cu ceea ce oferă destinația turistică. Mulțumesc! În luna iunie 2018 s-a dublat aproape numărul celor care au venit să petreacă o noapte în Tulcea sau în Delta. Ce le oferiți celor interesați de aceste lucruri, de a petrece o după-amiază plăcută în Delta Dunării sau o cazare în condiții foarte bune pe faleza din Tulcea? Noi zicem că le oferim experiențe de neuitat, respectiv excursii în Delta Dunării, de 6 ore, nu mai mult, dar noi zicem că este suficient. Aceste excursii sunt cu prânzul inclus, prânzul se servește la bordul navelor, avem de un restaurant pe fiecare navă, dotat cu aer condiționat. Turiștii noștri pot să aleagă în mai multe, dintre mai multe meniuri, respectiv pește, porc, pui, vegetarian, în funcție de fiecare. Și zicem noi că ajungem oarecum în inima Deltei. Ce pot să vadă oamenii acolo? Ce, eu știu, pe lângă peisaje, evident. Traseul pe care îl propunem în mod obișnuit este până la rezervația Nebunul, respectiv Canal Mila 36, Sireasa de Sud, Șontea, rezervația Nebunul. Vă ziceam, rezervația Nebunul fiind de altfel o rezervație de lebede. Pe undeva pe la rezervația Nebunul zicem noi că o să fie în jurul prânzului, da? Și le propunem acea masă de care vorbeam mai devreme. Și întoarcerea. Durează cam 6 ore, e adevărat, dar este un traseu destul de reprezentativ și semnificativ pentru Delta Dunării.